Bănilu, băi, unde mergem noi, domnule? Pornim la turul orașului, în 3. Dar cât o mă ajunge și om înconjura, o să vedem. Ei cu biciclete bengoase, dar eu cu starușca mea, MBM made in Italia. I-am băgat la sarcina cei mai grei. Să urci dealul Parisului la început. După aceea îmi vede dacă de la Paris ajungem la Durlești și la Chișinău. Aici e cel mai greu. Înseamnă exercițiu, așa, e? Ați văzut ieri cât am făcut? Aproape 52 de kilometri. Până la vadul lui Vodă și înapoi. De la Paris la Alba Iulia. I-am lăsat pe ambii doi frați în față cu biciclete bengoase. Și eu cu starușca încerc să-i depășesc până îmi dă soarele între ochi. La vale pe centură e cel mai fain, ca și Vitalic poate confirma. Ei la București au centură de 100 de kilometri. Mi-a arătat el soarele, parcă eu n-am mai văzut așa chestii. Mare lucru e exercițiu. Tu cu asta e pe ce? Nu vrea el biciclete scumpe. Salient. Tot acolo, ci că ieșim din Chișinău. Că noi parcă aveam din gând să îl înconjurăm pe margine, e ca așa, ca Vitali. Și te-ai răzgândit? Îi dă el târcoale lui frate-sa. Nu vrei să-l lasă la deal singur. Crede că dacă o să-i dea rotocoale așa, ca mine, poți să-l ajute. Tu vrei să-l ajuți ori să-l amețești? Da. A, bună intenție, frățască. A, de astea trebuiau filmate. Iha! Frață, mai schimbă și cai. De fapt, asta roșie poate fi iapă. Nărăvașă, da. De din cur. Frață, brega urcă dealul. Înconjoară pădurea de la Durlești. Și te joci cu ei, iau ochelari de soare amândoi. Hai să-mi bate bicicleta, băi! Îți spun, mami! Nu știu cât dai din fund, dar și șaua strâmbă. Care ai vrut de aici? Nu, eu am vrut la dreapta, unde am fost la saună de ziua ta. Vezi că numai aici nu e pod. Pod? Ia ca așa. Ăștia sunt țânci. Ai vezi colecție de mașini aici pe dreapta? Ia că am ajuns la intersecție. Și am unde să te duci? La Hâncești, la Comrat, la Leușeni, ori pe Lună. Înainte, nu? Înainte, ei, hai, că înainte, înainte era mai ghine. Nu vă iei radarul. Brega, pregătești camera. Ai o ocazie nesperată. Să filmezi poliția. Mafia cu epoleți. Ia uite, unii au și sunerii. Dar eu n-am nici pe dracu.
Am doar ghidon și schimbător de viteză. Vreo 2-3. Și bicicleta. Am să mă bag între frați, poate nu ne-a și nic. Ia n-ai să mă bag între voi. Ia uite și de crută, băi. Între frați, dar nu mă întriești, băi, știți, am fac. Sunt mai bătrân ca voi. Puteți să faceți mișto de mine. Dușeți-vă, băi. Eu ne-am pedalat kilometri mii. Ieri am făcut 51 și jumate. Gena-i de acord. Adebreit. Frumos soarele, e drept, dar tu ai văzut ce lună urâșioasă. Lună ca lună. Și soarele tot așa. Soarele ca soarele, dar apusul e frumos. Parcă i-a sfințit. Lasă pe ștură, doar că îți vine o fură nebună. Și nu ne împrește stradă. Stai, parcă zboară. Ce-ți putri? Nu am capra, da. Tu mai faci? Toată lumea vrea bicicleta asta bengoasă. Eu nu. Tu nu, da, îți ajunge. Îmi place cum tremură fundul. Aha, e dreguța asta. Bicicletă de breguță. Da, serioasă bicicleta are Vitali. Cum e și el serios. Non-stop. Am ajuns la podul unde l-au accidentat pe Grigore Vieru. Unde niște măgari au pus pilon de publicitate în mijlocul drumului și pun pariu că nimeni nu a fost tras la răspundere pentru asta. Dacă așa avionul decolează de la aeroport. Uriaș ții bicicletă, hai să facem schimb, rocadă. Cu așa încă n-am mers azi. E vajna, apă de ar turna și... A, stai bun. Hai să bem. Stai, voi vedeți gavionul? Wow! Avea că este gavioanele noastre. Am luat eu iar starușca care scârță și mă duc înainte. Că ei tare greu se mișcă cu bicicletele lor bengoase. Dar eu mă grăbesc la hangout. Fiu în direct cu poporul. La Chișinău. Nu mai facem noi azi turul capitalei. Dar Durlești tot l-am înconjurat. Vreo 30 de kilometri. De la telecentru. Dacă nu-s frață lângă mine, cui să mă laud eu? Ia uite și nori frumoși. Ia uite ce a sfințit colorat. Mă laud vouă. Publicul care priveți Curaj TV, poate că, sau pe YouTube. Invidiați-ne. Noi pedalăm. Dar voi stați în casă. Sau în transportul public. Sau în mașina voastră, în ambuteiaj. Așa vă trebuie.